Ne așteaptă o oră de câștiguri la show-ul nebun. Începe! Pentru un ansamblu perfect se cere un cuplu de forțe select. Unul care face diferența pe piață, atât timp cât cei doi ies în față. Liviu și Andrei. Vai, lăsați, no, mulțumim din suflet. Salutăm, dar nu este nevoie. Salutăm pe toată lumea. Da, hai bună seara la toată lumea adunată. Fie cei de aici, din platou, sau fie cei din fața televizoarelor. Bată var norocul să vă bată. Pam, 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 le toți. Exact. Să fie mult, mult, mult noroc. Trăim vremuri agitate, tensionate, virusate, pandemizate. Exact. Ai văzut? Și noi tragem din răsputeri să ieșim din el. Da, facem și noi cât putem. Oferim premii cât mai multe și poate încet, încet o să trecem peste toate. Și da. Tot. Și nu știu și nu înțeleg cum că... Totuși, suntem în 2022. Avem o grămadă de oameni de știință. Mm-hmm. Poate cine știe, o vrăjitorie ceva. E, o să râdeți, dar să știți că un procent mare tinde să dea dreptate și bani la vrăjitoare. Nu cred. Exact. Da. De? Dacă ești mic și te uiți la Harry Potter, da, e normal. Dacă îmi dai 40-50 de ani, eu zic să te liniștești un pic. Așa e. Decât să mergi la citit în cărți, mai bine citești tu niște cărți. Decât să vă gândiți la babe care zboară pe mătură, mai bine dați cu aspiratorul. Decât să te gândești la vrăji tradiționale, mai bine iei două bețe, niște lână și faceți un ilic. Două pe față, două pe dos. Folosiți-vă puterile astea parapsihologice încercând să vă desprindeți ochii din telefon. Luptați-vă cu demonul care vă ține acolo cu ochii în Facebook-ul. Și Instagram. Bravo! Exact. Dacă cumva se lipesc lingurile de copilul dumneavoastră, poate e doar lipicios. Oricum, decât să studiați practici voodoo, mai bine uitați-vă cum dezosează bontea un pește. Este magician! Și dacă totuși trebuie, sau vă trebuie exemple de făcători de minuni zi de zi, uitați-vă la noi! Noi putem face minuni. Noi dăm o grămadă de premii, noi facem bine așa oamenilor este. Și încercăm și vom face atâta timp cât vom fi aici... pe metereze, în platoul de la prețul cel bun! Da, dragii noștri, noi ușor, ușor zburăm spre cuibușor și ne nu ducem... Noi, doar tu. Eu? Da, doar bine, tu. Bine, atunci, ușor, noi, ușor. Eu zbor spre cuibușor. Vă pop. Spre cuibușor, iar eu de aici vă spun că începe prețul cel bun! Doar aici stați aproape să aveți nebunie de premii. Începem seara! Cu cei patru concurenți, doamnelor și domnilor, primul nostru concurent trebuie să-l aplaudăm pentru că urmează Larisa Făgăraș! Larisa Făgăraș! Mamă, ce nume frumos, Făgăraș! Te-am văzut foarte fericită în momentul în care te-am strigat. Yeah, nebunie, nebunie! Așa sunt tot timpul. Cu ce te ocupi, Larisa? Sunt fostă balerină, actualmente jurist. Foarte tare! Cum se ajunge de la balet la jurist? Așa, într-o clipă. Într-o clipă te-ai decis, ai zis, eu nu mai dansez și mă apuc de treabă serioasă. Exact. Foarte tare. Bănuiesc că nu ți-a fost ușor să te desprinzi de balet, nu. Da? Dar uite, ți-a fost ușor să vii la noi, să te înscrii și să participi la concurs. Am dreptate? Da. Larisa, îți doresc succes, sper că n-ai emoții. Un pic. Un pucuțel așa, da? Bine, da. Lasă-le la mine și câștigă! Bun, mergem mai departe. Numărul 2 în concurs este... Gabriel Stocloșar! Gabriel, Gabriel! Bine ai venit, Gabriel! Bine v-am găsit! Nume de sfânt! Cam așa ceva. Bine ai venit la noi. De unde ai venit, Gabriel? Din București. Ce te-a adus la concursul nostru? Frica. A? Frica. Frica de cine? Nu știu, de cameră, de orice. Am vrut să-mi învic frica asta. A, deci ai o fobie, ai o frică de pot cameră. Da. Și ce ai zis? Vreau să-mi învrâng această exact. Vină? Foarte tare, mi se pare un act de curaj suprem. Cu ce te ocupi, Gabriel? Sunt antrenor de basket. A? De basket? Foarte... Nu, mă uitam la înălțime. A, nu, dar am uitat la... Și aia ascuns tu mingea, e treaba ta, bine, antrenorii ai văzut.
că sunt și antrenori de dans care sunt mai grăsuți. Păi, da. Și de altceva, pentru că antrenorul stă pe margine și spune. Exact. Și e frumos cu copii, cu adulți, cu ce faci? Cu copii, momentan. Copilași, te ocupi exact. De copilași. Bravo. E, uite, ăsta e un lucru frumos. Poate că știi și niște mici de basket azi, nu? Vom vedea. Să utilizezi sala în care jucați. Bravo. Gabriel, sper că emoțiile le lași la mine. Da? Da, le lasă. Și acolo jos trebuie să fii, te pricep la prețuri, faci cumpărături? Câteodată. Așa, câteodată. E, acolo trebuie să faci cumpărături. Exact. Baftă, Gabriel! Bun! O invităm în arenă pe Roxana Tăpăcaru! Yes! Bine ai venit, Roxana! Bine v-am găsit! De unde ai venit, Roxana? De acasă. Ai mare vorbă, nu cred. De la cine? De la mama. De la mama. De la mama. Și ce e supărată? Ce e la mama așa rău de aici supărată? Nu e rău. Nu e rău, nu? Nu e rău deloc. Din București sau din altă zonă? Sunt din Vaslui, dar locuiesc în București. Îți place în București? Îmi place. Ce-ți place cel mai mult aici în București? Aglomerația. Nebunie. Asta place la toată lumea, deci toată lumea e nebunită după aglomerație. Cu ce te ocupi, Roxana? Momentan nu mă mai ocup cu nimic. Înainte să te ocup cu nimic, cu Înainte ce te ocupai? Înainte să mă ocupam cu... eram consilier vânzări. Tare. Asta înseamnă că te pricep la prețuri, da. Nu? Vindeai așa absolut orice sau vindeai ceva anume? Vindeam pantofi. Pantofi. Roxana, ai emoții? Puțin. Le lăsăm la mine și mergem acolo jos și câștigăm. Baftă, Roxana! Iar noi mergem mai departe la ultimul nostru concurent în această seară. Este Adrian Petre! Adrian! Bine ai venit, Adrian! Bine v-am găsit! Sper că și tu tot de acasă ai venit. Tot de acasă, de la normal. Casa ta. Da. Casa ta. De unde ai venit, Adrian? Din ce oraș? Din orașul Comarnic, județul Prahova. Mamă, ce frumos! Acolo unde se blochează tot timpul exact, Valea Prahovei. Exact. Ce tare! Apropo, când fac centura, băieții? Știi ceva? Că am înțeles că se construiește o centură la Comarnic. Sau e vrăjeală? În 2600. Am înțeles. Bun, o prindem. Eu nu o prind. Dar dacă o prind copiii noștri, să fim fericiți. Cu ce te ocupi, Adrian? Sunt fochist. Fochist? Da. Da, deci la ce? La o întreprindere, la ceva? La o instituție publică. La o instituție publică. Asta e o responsabilitate mare, să fii fochist, pentru că trebuie să ai grijă ce faci. Pe lângă asta, mai faci și altceva? Da, mai practic actoria, așa să zic. Actoria? Chiar da. Voiam să știu pe undeva, eu de undeva am cumva această figură. Da, am filmat chiar ce? Filmul domnului Vârciu. Nu cred! În zăpadă, ce ai și dragoste. Iau, ce lume mică, ce mică e lumea! Cum a fost figurant acolo, da? A făcut niște figuri fai de capul. Nebunie, nu? Ce a cerut, icre negre, ca la Comarnic. Și normal, dar oricum toți actorii mei au mâncat icre negre. Am auzit că au stat în rulote fiecare. Rulote cu vedere la mare. Exact, cu jacuzzi. Jacuzzi, cu tot. Da. Era apa caldă în jacuzzi sau era rece? Hai să trecem așa, potrivită. Asta. Ce ți-ai dorit să câștigi? Orice. Benzină, să putem să trecem de Comarnic. Că dacă ne blocăm... Nu am mașină să... N-ai mașină. Poate câștigi o mașină. O trotinetă. Sau o trotinetă electrică, cred că te descurci mai bine. Baftă mult, Adrian! Mulțumesc! Vă spun și eu oficial, bună seara, dragilor! Suntem în formulă completă de joc. Important e să treceți de această licitație. Eu vă doresc multă baftă, mult noroc și începem prima licitație din seara aceasta. Da, începem cu un set de 30 de jucării antistres, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Atenție, sunt 30 de bucăți. Să ajungă la toată lumea că stres, slavă Domnului, este destul. Dar cât să coste astfel de jucărioare antistres? Vă gândiți un pic și începem licitația. Larisa. 160. 160, îmi spune Larisa. Gabriel. 60. 60, Gabriel. Roxana. 130. 130, cum bravo acolo s-a dat. Adrian. 110. 110, îmi spune Adrian. Oricine ar câștiga acest set, eu să știți că vă iau două pisicuțe de-astea. Ele pe toate. Nu, doar două, că două... Bine, una o duc și eu acasă. Nu, tu n-ai voie. Bine, ți-o las. Ok. Bine. Doamnelor, îmi cer scuze, un domn a câștigat astăzi prima licitație și este Gabriel! 99 de lei costă. Gabriel s-a apropiat cel mai mult cu 60... Felicitări! Uite, poți să te apuci să faci copii acum. Poftim? Poți să te apuci să faci copii. Nu e timp. Ce vârstă ai? 24. Da, mai stai, mai distrează-te, mă. Deci antrenor de basket, zici? Exact.
Da. Pentru copii. Pentru copii și junior, da. Unde? În București, la Basket Club Dan Dacian. Și nepotul meu joacă basket, la Sibiu. La CSU? Da. Foarte tare. Da, e foarte talentat. O să iau tot în weekend. E, nu l-ai, cred că era rezervă nepotul meu sau... Iubita, ceva pe acasă? Da, 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 am venit cu iubita mea. Chiar, ia să vedem noi. Iubi este acolo. Hei, Iubi! Woo! De cât în timp sunteți împreună? De 7 ani. De 7 ani. Cum 7 ani? Că tu ai 24. 7-4. M-ai mâncat. Cât facem, mă, Vasileanu? 24 minus 7? 7. 7. 8. 7, 9. 9. Nu, iau invers. 24, 23. 22, 21, 20, 10, 19, taci din gură, 18, poți să ții un pic microfonul, te rog, 18, 17, 2014, mamă, și îl mai iubești? Da, putem spune. Nu, dacă te mai iubește, nu te-am întrebat pe tine. Nu știu, sincer, cred că da. Mamă, ce frumos, dă-ți mai dragostea aia pe care ați avut-o voi prima oară cu fluturi în stomac, cu ulii, cu vulturi, cu... Nu? Da, a fost atunci la început. Felicitări, emoții, văd că ai un pic de emoții, dar... Da, da, am emoții. Prima uite, dată. Ai zis că vrei să înfrângi teama asta de cameră, da? Exact. Hai, vino cu mine, uite, asta e o cameră de la vedere. Hai, dă-mă mai aproape un pic. Vezi că mușcă, fugi, vino cu antistres. Uite, ea este o cameră de la vedere. Ești ok? Bună cameră. Nu știu dacă mușcă? Nu mușcă, nu. Te poate face de râs sau să te facă celebru, dar în rest... Exact, de asta mi-e frică. Gata, ești ok? Putem spune. Hai să vedem cum joacă Gabriel primul joc din această seară la Prețul cel Bun. Rămâneți cu noi! Mergem la cumpărături cu Gabriel. Și să vedem dacă socoteala de acasă se potrivește cu cea din oraș. Și dacă iubi, acolo îl ajută sau îl încurcă când merge la cumpărături. Chiar cu cine mergi la cumpărături? Singur sau? Cu ea. Doar cu ea? Stați împreună? Nu, momentan. Mi-e da, e fericire mare. Întreabă, uite, întreabă un veteran care a stat 7 ani în casă cu cineva. Să spună el dacă chiar e mai bine sau nu mai... De asta mergem împreună la cumpărături. Da. Nu locuiți încă le separat sau mai dormi tu la ea, ea la tine? Câteodată mai dormim unul la altul. Ah, și părinții de acord? Da. Ah, ești un norocos. Hai să vedem. Socoteala noastră de astăzi îi poate aduce lui Gabriel dacă știe cu ce se mănâncă și dacă merge la cumpărături și cunoaște ceea ce e cel mai important la noi în platou, prețul. Și prețul cel bun poate câștiga o cameră pentru tineret și anume un frumos fotoliu din furnir de mesteacăn cu husă, o măsuță numai bună pentru ceai sau cafea, un covor în contrast cu măsuța, un aer condiționat bun să răcorească vara și să încălzească iarna și o tabletă. Tableta are autonomie extinsă cu baterie de 6000 de mAh pe oră, două camere video de 5 respectiv 2 megapixeli. Exact ce trebuie când o să te muți. Exact ce-mi doream. Trebuie să jucăm un joc cu prețuri. Avem aici 5 produse, iar la fel o să-l rog pe Andrei să ne povestească despre fiecare în parte. Avem un deodorant pentru bărbați și 48 de ore capul nu te doare. Mergem mai departe, avem salată de sfeclă roșie la borcan, 408 grame fără lichid, doar sfeclă. Produsul este pasteurizat și crede-mă, îți lasă gura. Da, mai avem o dulceață, de ce să vedeți, corcodușe. 325 de grame, gust delicios, aromă răcoritoare. Este pregătită în oale de cupru din corcodușe de Loren. Zahăr și acid citric. Mergem mai departe, avem o cremă facială de zi, intens nutritivă, combate ridurile și conferă tenului un aspect uniform. Și ultimul produs este o pudră de îndepărtat petele de pe haine. 750 de grame, se duce fix unde trebuie și anume pe pată. O elimină și lasă țesătura ca nouă. Socoteala, avem așa, 5 produse, tu mergi la cumpărături, le cumperi. Și vezi exact câți bănuți ai la tine. Da? Ce îmi spui? Uite, eu am dat pe spray-ul acesta,
atâția lei. La fel pe salata de sfeclă și tot așa. Noi îți facem calculul, îți facem suma la cât ai cheltuit și dacă suma ta este aproape de cea reală, dar aproape în ce mod? 10 lei. Câștigi camera de tineret. Yes. Începem. Deodorantul, cât să fie? 12 lei. Cât vrei tu? 12 lei? 11. O ascult că după... 11 lei. Noi îi punem acolo și îi socotim. Mergem mai departe. Salata de sfeclă. 7 lei. 7 lei. Îi punem acolo, la fel îi socotim. Dulceața de corcodușe. 15 lei. 15 lei. Îi punem acolo sus, poc, poc. E, acum ai acum. Crema aceasta. 25. Ce zice, iubi? O ascultăm. Cum vreți voi, te mai întreb o dată. Cât să fie? 27. Îi punem acolo. Mergem mai departe. Pudra îndepărtat pete. 30 de lei. 30 de lei și îi punem acolo și ai un total de 90 de lei. Și aia acum să vedem cât costă ele pe bune. Avem acest deodorant care costă, tu ai spus 11, iar el costă 13. Bine. Aproape. Salata de sfeclă, tu ai spus 7. 7 lei. Ea, de fapt, este 4 lei. Dulceața de corcodușe. Tu ai spus? 15 lei. 15 lei. Ea este pe raft în magazin 11. Aproape. Avem 28 până acum. E bine. Momentan e bine. Aici să vedem cum te-ai descurcat. Crema aceasta. Tu ai spus? 27. 27. Ea costă 62 de lei. Suntem tandea pe mandea acum și mai avem un produs. Îl dăm la o parte. Să fie 10 lei maxim. Tu ai spus 30. 30. Iar el costă 22. Nu-i nimic. Îmi pare rău. Dar nu-i problemă că ești în finală. Merci. Premiul cel mare poate fi al tău. Îi mulțumim frumosul Gabriela. Voi rămâneți aici cu noi pentru că nu plecăm nicăieri.